Da, dar voi n-ați găsit acolo nicio modalitate să vă înțelegeți. Când vine vorba să mă pune să-i fac acte ilegale, eu nu pot face. Uite, să dau un exemplu. Partida de fag, de acolo, de la Barăș, de acolo, din capătul, la Sibielaș. Pe carnetul ei înscrie tăieri de igienă. Eu tăieri de igienă nu o pot face, că nu e legal. Nu respect regimul silvic dacă fac chestia aia. Zice, o face în tăiere accidentală. Nu e nici de tăiere accidentală, că și acolo e tot infracțiune. Nici aia nu-i trebuie tăiată dacă e pădurea verde în picioare. Și atunci trebuie să fac eu un fals în actele alea. Și nu pot să fac chestia aia. Chiar nu pot. Este Nicușor Vâlcea. Stai să spun. Problema e într-un lucru. Eu te ascult, dar problema e într-un lucru. Uite, am aici reclamația făcută de turcul ăla legată ta. Ce o scos la povești pe pădurea, că au făcut atât o, nu știu ce, o zucarpun pe acolo. Adică pe mine nu mă vreau să mă bat în povești de genul. Nu știu ce a făcut turcul. Tata, știu că a făcut tot ce a făcut legal. Și n-am nicio legătură eu cu ce face tata. Dar mă înțelegi că da, da. Adică da. Eu să ajung să-mi spun ăla că, de fapt, nu turcul, mi-a spus sorul ăsta. Da. Turcul, da. Ce-a făcut, că Hans, da. De ce se implică? Tata a cumpărat niște locuri pe acolo. De ce se implică în chestii? Adică, cine? Nu știu, așa cum cu turcul, de ce n-a rezolvat-o pentru o țără? Pentru că erau din locurile oamenilor și nu puteam face acte pe locurile oamenilor. Și la marcat ai fost cu el? La marcat am fost cu el, cu unul care mi-a zis că e locul lui. Și după aia am zis, nu, dă-mi o declarație scrisă și nu mi-a mai dat. Și după aia zic, nu, atunci adu-mi actele. Și nu mi-a adus. Cu martor. Mi-a adus un extras de carte funciară pe un loc, care nu-i ăla. Așa mi-a adus și altul un extras de carte funciară, dar el a vândut locul între timp. Cazan. Cum se vede că nu merge așa? Chiar nu merge. Păi eu, nu pot să fac ilegal. Stai să spun. Da, nu știu cum să. Soluția eu cred că am, dar stai numai să termin acum ce am de zis. Trebuia să vină și șeful de acolo aici, că aș fi putut să vorbesc și de față cu el lucrurile ăștia, că lui le-a mai spus. Dar trebuie să le știe. Încă o dată. Dar el m-a împins pe mine. Eu nu l-am împins pe el. Eu nu l-am împins pe el. Nu știu, deci el a pus mâna în pieptul meu și m-a împins pe el. M-a împins înapoi. Că tu intri în o porți să salut numai pe cine vrei. Da, normal. Păi cum să salut pe, Santa Gaston care vine și face... Să salut pe Liviu Gaston care a zis că mă moară în pădure? De față cu Laie Drog? Dar nu pot să-l salut pe... Hai să spun. Nu, dar ascultă-mă. Deci eu așa nu merge. Nu merge, tu trebuie să iau decizii. Da, am înțeles, bun, am înțeles. Dar lasă-mă să termin și eu, să spun și eu ce am de zis. Liviu Gaston mi-a spus în pădure, de față cu Laie Drog și cu șeful de Ocol, că mă omoară. Și după aia, asta a fost vineri pe la ora 3. Da, da, bun, vineri, așa. Păi nu, că asta a fost vineri. A doua zi, da. Ăsta nu mi-a făcut-o a doua zi la parchet, mi-a făcut-o luni, mi-a dat avertisment că am lipsit vineri de la așa și nici măcar n-am lipsit că a fost în pădure în altă parte. Unde m-a sunat că fură. Din ce am înțeles, eu spun, și nu de la Mihai. Da. Și chiar nu de la Mihai. Da. De la un... Eu fi de la Santa Gaston. Nu, nici de la Santa Gaston. Deci eu... Da, da. Tu mergi la vol când vrei și ajungi când vrei. Da, și toate actele făcute în regulă, tot vin inspectorii. Ce? Programul care? De la 8 la 4. Programul va de la 8 la 4, dar chiar de la 8 la 4 mă și duc. Eu nu știu, am spus, da. Chiar zilele trecute am nu. No, și asta mi-a făcut Ionica Vlad, carnetul ăla fals, acolo. Știi că ți l-am adus, nu i s-a întâmplat nimic. S-a dovedit că a fost carnetul fals, că a fost măsurătoare greșită, că a făcut toate chestiile alea. Așa, apoi eu, ce să zic mai departe, dai seama ce cuvânt pot avea acolo. În aia când e faza, prinsă, dovedit așa. După aia, hai să zic. Dar nu mă pot integra într-un grup infracțional organizat, Horatiu, că ce fac e acolo sunt infracțiuni. Dar atunci nu mi-ai, n-ai rost, trebuie să ne despărțim cumva. Da, da, dar stai să spun, stai să spun. Mă trezesc, uite, că m-am supărat și vreau de chestia, mă trezesc și nu mă trezesc cu o hârtie aici, că lăsat-o chiar vreau să fie, că eu am nevoie de consiliu. Cine nu vrea să fie de mine, mai bine, n-ar rost, că ne complicăm, înțelegi? Înțelegi. Deci dacă nu treaba nu merge, ori eu am spus clar și cu comisia asta. Deci eu nu puteam să pun la oculul ăsta din Consiliul de Administrație niște oameni care să mă izbesc de altă. Nu știu, nu știu, cu problema aia că n-am discutat acum. Da, m-a întrebat, Chiar dacă n-am fost eu aici, da, nu lase până nu discutam. Îmi închipui că nu. Și face ăsta, am discutat atunci că se facă Nicușor Vâlcea controlele, că și așa are ciocanul suspendat și nu știu, are sau nu are dosar penal, e certificat penal, nu știu cum. Da, nu știu, ce e cu el. Probabil, da, probabil o să scape, că i-o dat ciocanul lui Puștea, care l-am găsit cu 5.000 de cioate, nu contează. Da, ăsta, da, da, exact, exact. Trebuie să așteptăm să vedem ce zic aia. Dar el face controalele alea, cum am discutat, că fiecare partidă trebuie verificată. Și mi le scrie acolo pe masă, pe picior, acolo, de față cu mine scrie controalele alea.
Eu nu pot, ăla sunt niște acte false. Ăla e un fals, un act pe care eu îl văd. Eu nu pot să fac mai departe acte când știu că el îmi dă acte false. Eu am făcut chestia asta atunci, de comun acord cu toți aici, ca să zic, băi, eu atât cât primesc o hârtie. Ba, eu am răspunderea dacă știu că actul ăla e fals. De unde știi tu? Păi îl văd că îl face de față cu mine și cu Marco, e acolo. Păi nu pot să nu mă uit la el dacă vine și face... Păi, dar nu că face anume. Eu cred că face anume. Păi ca să nu fie face anume. Probabil, dar eu nu-l pot obliga să nu facă acolo jos în birou la el. Nu înțeles, dar probabil nu face anume. Da, probabil. Și apoi, mai e o chestie, Horatiu, știi că ți-am dat tabelul ăla atunci și cu cum lipsesc din pădurile să liști sute de mii de metri cubi. Nu se întâmplă nimic, ei continuă tot așa. Eu n-am, nu pot să le fac nimic, decât să fac cum... Deci eu, acum, dacă... Deci eu mă întreb altceva, dar atunci când ăsta... Eu nu am timp acum să mă războiesc cu toată lumea să văd... Dar eu nu vreau să mă războiesc, dar eu nu pot să... Deci eu ți-am spus, în varianta asta, nu merge, Mihai. Da. Deci eu chiar nu merge. Păi, prefer, da. Vă spun să găsim o variantă de despărțim amicală, da. Că nu merge. Da, nu da. Merge. Îți spun, ce acolo, la ocolul ăla, e grup infracțional organizat. Să zic, Hașegana dă numere de registratură cu 3 luni în urmă. Sanda Gaston îmi spune că nu plătește salariul, cum e contractul, nu respectă contractul de muncă. În contractul de muncă scrie că am dreptul la benzină, dacă fac naveta, nu știu cum, 7,5 litri, așa mai departe. De la Sibiu, că eu acolo am domiciliu. Și mă duc acolo destul de des. Și nu-mi dă banii aia. Zice, din salariu când plec în concediu, Sanda Gaston îmi taie bonurile de masă, care bonurile de masă trebuie să fie. Bun, îmi ia din salariu. Lemnele de foc, am voie la 6 metri cub de lemn de foc, mă trimite acum ca să iau lemnele de foc de la Petrică, Resiga, de nu știu unde, de la Apol, când toată lumea, toți pădurarii și au luat lemnele de foc. În afară de Cuteanu și Mărăciune. Da, și vine și le pune anume. Anume la Cuteanu, da. Da, nu la Cuteanu. Da, din depozit. Așa și mie nu mi le dă. Și aveam nevoie de el. Că scrie în contractul colectiv de muncă. Nu e greșeala mea. Pentru că tu ți-ai pus pe toți în cap, pe toți. Deci păi dacă nu îi puneam în cap, trebuia să fac infracțiuni cu ei. Nu vrea să fac nicio infracțiuni. Eu s-am spus și i-aș fi făcut un locul tău. Mă priam pe ei să nu-și dea seama, dar zic așa să-și trezea linie. Tatăl și-o mai putrea zice o linie, pentru că acum ei făcut un scut. În jurul tău și nu mai poți. Dar nu e nicio problemă. Santa Gaston face evaziune fiscală pe acolo prin actele alea. Dar zic, ai problema ta, mă, că nu păi... E problema da, ce că zic cum e cu grupul infracțional organizat, ca să mă pliez la ei, deci, trebuie să fiu ca ei. Deci, nu pot să mă pliez. Tu ai altfel de comportament, nu se potrivește nici cu al meu, nici cu al lucrurilor. Asta e stilul tău, fiecare are stilul nostru, dar nu se potrivește. Eu nu vreau să furăm și n-am furat nimic niciodată. Dar ideea e că pe tine interesează ce face Sandra. Dar ei fură și dovedit că fură. Nu-i problema ta ce face Sandra. Dar nu pot să fac treaba asta când o știu. Să semnez în continuare actele care sunt acte ilegale. Ce facem? Păi, hai să ce arăt ce facem, dar trebuie să fie aici șeful de ocol. Ce păi, o să-mi dau demisia. Da, și uite, o să-mi dau demisia, o am aici scrisă. Așa, uite, demisia aici. Și șeful de ocol trebuie să o aprobe astăzi, demisia asta mea. Și din două ore meu lucrurile de acolo. Și trebuie de după masă, cât e, 12, de la ora 2, el poate să delege pe altcineva să intre în biroul meu să calculeze actele astea așa cum face. Și asta e, până aici e treaba. Că nu pot să fac ce vor ei să fac. Că e chestie de încălcarea flagrantă a regimului silvic și regimul, asta e infracțiune. Eu nu mă joc cu treaba asta. Păi controlele sunt complicate, eu nu-i cunosc pe inspectorii aia. Păi, eu te încred, nicio. Eu atâta timp cât am încasat, păi uite că nu răspund. Atâta timp cât am încasat 9 miliarde, adică aproape 8 miliarde ceva anul ăsta, da. De la Ocol și anul viitor am încasat 10, eu sunt mulțumit. Adică foarte mulțumit. Bine, dar nu pe... Nu pe da. Eu nu ți-am nu pe riscul meu să fac eu ilegalitățile lor. Eu nu știu ce fac ei acolo. O tăiat undeva la vreo 25 de miliarde de pădure. Mă mir că au avut cheltuieli așa de mari. Dar sunt specialiști în asta. Ionică Vlad le minte cu ălea, face niște lucrări fictive cu firma lui prietenul Luana Mihai și cu nu știu care unul Horcea. Treaba lor. Dar nu să mă pună pe mine să semnez proces verbal de primire a culturilor și eu n-am călcat în pădure. Eu nu pot să fac lucrurile astea, că eu nu știu ce bombă e acolo, că i-am văzut cât de periculoși. Și înțelege-mă și tu la treaba asta și vorbește cu șeful, cu Ana Mihai, acum, și să-mi aprobe demisia asta, că dacă nu trebuie cu preaviz, cu 15 zile, cu niște ne complicăm, ne încurcăm, că eu în 15 zile tot nu voi semna actele astea. Și tot nu se le fac așa cum vor ei. Și atunci ăsta să dea ok-ul și de astăzi mi-am luat lucrurile de acolo și da, îi fac un proces verbal, îi predau ciocanele, actele de acolo și le pune pe... Decizia ta, da. Da. Și tu te-ai hotărât așa că te-ai demis. Păi, așa nu, eu nu pot să fac cu ei. N-am ce să mă pliez la ei, că sunt infractori.
după cum am văzut eu, după ce fac acolo, singurul de care nu știu să facă ilegalități de ăștia colosale, e Cori Alexa. Singurul. Dar pe restul, pe toți, îi am... Mie mică, intru la tăinuire, la chestie de asta, dacă stau în continuare și nu fac nimic, la câte le văd. Că eu nu știu cum o să fie peste 2, 3, 5, 10 ani. Și eu vreau să fiu liniștit de partea asta. Nu se poate, nu se poate. Da. Da, să-l sun pe șeful de ocol și să o aprobe astăzi și așa. Că, de exemplu, am vrut să-mi iau concediu și nu mi-a aprobat concediu, că nu știu cum și nu știu ce. Când e concediul meu de o zi, știi? Că stai aici, că chiar am acum aici și... Da. Și... Să vină, să o rezolvăm așa. Ăsta cu Petrica am făcut atunci, am ajutat cum am făcut și am făcut legal. Nu am altă pretenție decât să pot să fac în continuare legal. Să respectăm codul silvic și regimul silvic, care e prevăzut în lege. Hai să ne vedem. Da, imediat, scuze. Nu. Cred că trebuie să le aprobe astăzi și să delege pe altul. Și s-a rezolvat problema. Parte de nu mai în ilegalitățile care se întâmplă la grupul ăla infracțional organizat numit Ocolul Silvic, Valea Frumoasei Săliști. Da. Eu mă abțin să... Da. Dăm exemple. Da, nu am nicio chestie să ne... Nu am nimica personal. Pe mine nu mă interesează treaba asta. Aș fi vrut să respecte contractul de muncă, totuși. Ideea e următor. Eu zic așa că n-ar vrut să ne complicăm degeaba dacă, să zicem că mai insistăm. Ei, un an de zile nu merge treaba, n-are niciun sens. Acum... Ba, au mers. Când a fost nevoie la puștea, la control, la cioate, acolo, au mers treaba foarte bine. Și ar merge în continuare dacă respectăm legea. Acum, am discutat treaba asta. Sunt situații, că eu ți-am spus și din punctul de vedere, sunt anumite momente în care facem compromisul, dar niciodată să ne îndepărtăm de lege. Da, evident. Ideea e că ai zis că n-ai rost să mai aducem discuția, să o luăm de la capăt. Ideea e așa, dacă tu te-ai hotărât că ai tot scris și ai pus și semnătura la documentul ăla. Da, am scris. Și dacă e finală decizie, atunci nu rămâne decât Mihai să o aprobe și el vrea de la zi. Adică, și poate, codul muncii prevede acordul ăsta, că se poate cu acordul părților și asta și pretenția mea. Deci dacă omul e hotărât, așa și facem. Acum, nu știu ce mai... Ne ducem acum la un fol, îi dăm număr de registrare, șeful fie se aprobă și semnează pe ea, în două ore mi-am luat lucrurile, numai chestia cheia de la Dulac. Da, o să faci un proces verbal, cum ai făcut și tu proces verbal. Dulac, evident că ți l-ați zis cu ea. Da, cum ai dat tu cu proces verbal de predare primire? O să facem pe ciocane, că ălea le-am luat între timp, nu erau când am venit eu, sunt ciocanele mele, ălea o să ți le dau cu... Așa? Și pe acte. Păi nu mi-o dat nici mica cu proces verbal, dar facem acum. Că stau toate actele în regulă, le pot verifica. De prezență ca să dea documentele cu proces verbal, cu prezență, că nu... Da, că sunt amenajamente. Pe calculator parola va trebui scoasă. Păi îi scoasă parola deja de pe calculator. Nu am uitat niciodată de la calculator de când ai venit, dar de-aia zic, dacă îi parola, calculatorul trebuie să... Așa, că mi-am dat seama că... Da, absolut, evident. Nu, chestia este că astăzi trebuie să ajung la Cluj pentru a depune... Păi acum aprobe asta și... De a aprobat de problema, dar restul proceselor verbale când predai anumite tipuri de acte, amenajamentele, dacă le faci și le lași la registratură, vrei un al doilea exemplar, mâine dimineață, la prima oră, ți-l aduc, îl lagă un primar, nu, și mie. Eu zic așa, eu înregistrez pe astăzi, astăzi și astăzi fac și predarea aia. Nu, că ești pregătite, că eu la mine sunt ordine și foarte ușor le scriu și le inventariez. Mâine dimineață. Nu pot mâine, eu vreau astăzi, că mâine am altă treabă. E destul astăzi, dacă le lasă la registratură. Dar când vii de la Cluj, treci pe aici, am dai un telefon când ești aici, da, treci să stai și... Da, și da. Și vreau și locul de da. O să fie pe la 5, probabil, că nu știu cât ajungi. Dimineață mi se discutăm de cine de legăm astăzi.